Bun găsit, stimați prieteni, urmează o ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Fac de la început două precizări. Prima este că soția mea este medic, ca să nu avem discuții, iar a doua, dragi prieteni, pentru cei care își amintesc, în urmă cu vreo 12 ani, am vorbit despre Spitalul Județean, au fost cazuri de oameni care au venit în emisiuni, atunci, pe vremea aceea, la Wild TV, au venit în studio. Campania a durat vreo 2 luni de zile, iar scopul acelei campanii a fost următorul. Vrem un spital județean de urgență la standarde măcar medii. Prahova era și este în continuare în topul județelor din România. Merităm un spital județean de urgență de calitate, cum de asemenea merităm și spitale de calitate în municipiul Ploiești. Atunci, ca și acum, vă propun să vorbim despre 3-4 aspecte. Primul, nu este cea mai bună culoare, dar n-am al marcării la mine, se referă la echipamente medicale, dragi prieteni, cu alte cuvinte, acele lucruri care pot face diferența în caz de urgență între viață și moarte. În al doilea rând, vorbim despre lipsa personalului de specialitate. Da? Medici și asistenți. În al treilea rând, vorbim despre condițiile hoteliere. Cu alte cuvinte, dacă suntem nevoiți, obligați să înoptăm o noapte, două, șapte la Spitalul Județean, să avem condiții hoteliere în camere la niște condiții, condițiile cel puțin medii. Alături de mine se află managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, domnul doctor Bogdan Nica. Vă mulțumesc, domnule doctor, pentru faptul că ne-ați primit în primul rând în biroul dumneavoastră ne aflăm. Da. Vi se par corecte aceste trei aspecte? Da, în esență, da. În urmă cu 12 ani, vi se păreau corecte și vă propun, de fapt, să vorbim dacă s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla, dacă se va întâmpla, în cele trei direcții. La ora actuală sunteți medic și manager. S-a tot vorbit de faptul că la județean s-au întâmplat niște lucruri bune. Din acest punct de vedere al echipamentelor medicale, care este situația? Un pic mai aproape de mine, să vă rog. Domnule Nache, deci, așa cum am mai prezentat în emisiunea noastră, am avut un plan. În acest plan a intrat dotarea cu echipamente de diagnostic și dotarea cu echipamente care asigură tratamentul bolnavilor. La ce mă refer? Există echipamente de laborator, analizoare și alte... și alte echipamente care contribuie la un diagnostic biologic corect și exact și rapid și de finețe. Adică îți faci toate analizele, cum spunem. În al doilea rând, există echipamentele de diagnostic imagistic. Ce înseamnă asta? Înseamnă, știm toți, tomografie computerizată, RMN și alte aparate, ecografe și mai departe. Asta asigură o vizibilitate organelor interne, astfel încât medicul să poată pune un diagnostic și să decidă conduita chirurgicală sau medicală. Mergeam la București pentru aceste echipamente. Foarte mulți mergeau. Exact. Mai mult decât atât, s-a luat și un aparat care determină gradul de osteoporoză. Un aparat DEXA se numește. Cu o radiografie minimală se poate stabili gradul de osteoporoză al unei persoane în vârstă. Și știm foarte bine că osteoporoză este o mare problemă pentru cei în vârstă, pentru că orice osteoporoză duce la fracturi uneori groaznice. Și atunci e bine să o diagnosticăm și să o tratăm. În fine, mamograf. Cancerul de sân e un flagel național. Avem un mamograf ultra-performant. Și aș vrea să vorbesc de un alt echipament de diagnostic și tratament. Avem acum cel mai nou angiograf din România. Este un aparat fabricat în Germania, state of the art, cu care poți să pui și diagnosticul unei infundări de artere, care poate duce la infarct, dar în același timp poți pune și un stent. Și atunci omul ăla nu mai ajunge. Aici la Ploiești, da? Aici la Ploiești, echipa doctorului Albu de la cardiologie, care avea un angiograf, un model mai vechi, donat de Academia Română și cu care suntem în programul național de stentare. Acum a venit al doilea aparat, este în curs de avizare la CNCAN și peste, știu eu, 2-3 săptămâni se vor salva vieți. Alte echipamente de tratament cu care spitalul s-a dotat, de la mese de operație de ultima generație până la instrumentar și aparate ventilatoare care au salvat vieți și în pandemie, ventilatoare și aparate de anestezie pentru ATI. Aparate care le folosesc chirurgi, electrobisturie, și așa mai departe. Tot felul de echipamente de tratament. Și n-aș vrea să trec peste
dotarea secției de urologie de la Boldescu, unde dispunem de cel puțin un an de zile de litotriție extracorporală, de spargem pietrele nic fără cuțit. Operăm prostată transuretral, nu mai operăm cu tăietură pe burtă și mai departe. Să fac o mulțime de intervenții, inclusiv sursă balistică pentru pietre. Avem tot ceea ce ne trebuie, tot ceea ce au clinicile mari din București. A fost o prioritate în momentul în care ați preluat mandatul de manager, achiziționarea de echipamente? Care era situația atunci? Mica, un medic bun, indiferent cât de nu bun are este, cum să pună nu nici... are cum să salveze vieți. O să vă spun pe ce m-am concentrat, pentru că sunt tot felul de discuții. Știți că în momentul în care am preluat eu mandatul, adică în 2021 la început, sau 2020 la sfârșit, cum vreți, noiembrie, acest spital era spital COVID. Și lipsă mare era de ventilatoare. Mai era unele, dar stăteau în magazie. Am achiziționat ventilatoare, salvăm vieți, pentru terapie intensivă. Am achiziționat echipamente CPAP, pentru cei care erau în secție. Am achiziționat tot felul de aparate de respiratoare, de concentratoare de oxigen. Și, nu în ultimul rând, atunci am cumpărat și o mulțime de truse de diagnostic cu aparatele aferente. Mă refer la testare COVID, testare gripă, că era la un moment dat și gripă și COVID. Toate aceste echipamente și am triplat capacitatea de testare a Spitalului Județean. Asta înseamnă că într-un timp foarte scurt, bolnavul venea, îi se făceau analize, depistai că are COVID, îi se făcea radiografie sau tomografie după caz și primea un tratament adecvat. A fost o perioadă nebună în care... Exact, asta a fost prioritate. După care, în momentul în care pandemia a început să nu mai fie o problemă prioritară, ne-am reluat treptat. Noi am fost singurul spital care făcea altceva decât COVID, fiind spital COVID. Din 1000-1200 de bolnavi, 3-400 erau bolnavi cu COVID, cu diverse boli. Era COVID cu infart, COVID cu accident vascular, COVID cu diabet, COVID cu bolnav nefrotic dializat. Dar operau și chirurgii, e adevărat, un procent mai mic decât în anii non-pandemici, și a trebuit să ne reluăm activitatea. Practic, spitalul a împărțit în două, zonă COVID, zonă non-COVID. Restul spitalului erau numai COVID. A fost o perioadă nebună, bine că a trecut, și după ce a trecut acea perioadă COVID, s-a intrat într-o normalitate. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați avut un plan, ca să vă citez, pentru... în privința achiziționării de echipamente medicale. La prahovenii asta zic, bă, doctori, o să ajungem și la punctul 2. Dar doctorii nu vin decât dacă într-un spital, decât dacă ai echipamente. Haideți să vă spun ceva. Noi am vorbit numai de echipamente. Dar să știți că, la fel de echipamente, ca să poți să le montezi, trebuie să faci și lucrări de arhitectură, lucrări de construcții. Noi când am refăcut complet bloc operator, s-a ajuns la scheletul clădirii, la grinzile din beton din 75, care au fost verificate, s-au făcut și elemente de consolidare pe un... Se operează în acele 13 săli de operație? Se operează în toate la standard europene. Deci la ora actuală se operează. Se operează unde zi. Se salvează vieți. Se operează tot județul, că practic în afară de câteva spitale, că mai au câte un chirurg, suntem singurul spital care are absolut toate specialitățile chirurgicale. Adică chirurgie, ortopedie, urologie, oftalmologie, da? Neurochirurgie, chirurgie plastică și așa mai departe. Deci avem toate secțiile chirurgicale din județ, sunt aici. Toate secțiile, întrebare foarte importantă. Din punctul nostru de vedere, toate secțiile au echipamentele medicale necesare sau mai există secții sau care sunt cel mai bine dotate? Să vă spun, nu, la capitolul dotare de top am reușit, apropo de plan, vreau să revin un pic. Planul însemna, spitalul trăiește din contractul cu casa și din subvențiile de la Consiliul Județean. Și Consiliul Județean, și prin Consiliul Județean am accesat și fonduri de administrație și fonduri europene. Că nu credeți că au venit aparatele astea pe gratis. N-a venit nimic pe gratis, totul a costat și a costat foarte mult. Echipamentele de înaltă performanță sunt scumpe. Și mentenanța e scumpă, dar ne ajută Consiliul Județean și rezistăm. Mentenanța înseamnă tot timpul să stai, să aparate fine, aparate delicate. E, planul a fost așa. Pentru că trăim în acest contract cu casa în principal, trebuie să producem mai mulți bani, adică să prestăm servicii către populație rambursate mai bine de asigurator. Cum facem asta? Crescând, în primul rând, numărul de intervenții chirurgicale și de internări pe alte secții, dar în principal 65% chirurgiile toate produc acești bani. Pentru că sunt cazuri complexe care nu se pot trata la spitale mici și atunci și decontul serviciilor este pe măsură. E, asta a fost primul plan. Bloc operator. Visul doctorului Oprea, al doctorului Mihalache, al doctorului Variu, al doctorului Papacoci. Care era? Să aibă un bloc operator european. Nu cum un bloc era operator înainte? Ca să avem o idee. Că așa... Eu am făcut un ziar în care arăt la toată lumea. Erau niște săli. N-am cum să arăt altfel niște... Da. Am fotografii before after. Nimeni nu crede. Dar cei care au fost aici știu. Picate în cuiala. Erau niște instalații de tratare a aerului. Sălile de operație. Picate în cuiala, domnule Ionache.
Erau pereți nezugrăviți de ani de zile, echipamente vechi. Să mai lase câte ceva, da așa? Ușurel. Ei, și n-am vrut mediu, am vrut top. Și este top. Este top? Este top. Când faci chirurgia, dacă n-ai făcut și sterilizarea, ca să combați nezugrăvirea, da. N-ai făcut și anestezia, terapie intensivă, post-operatoră, degeaba o faci. Deci planul era să facem tot ce înseamnă bloc operator, ce înseamnă terapie intensivă, ce înseamnă sterilizare la standarde europene, instalația de sterilizare suedeză. Bun, deci bloc operator, emisiune, sunt 13 săli de operații, noi însemnând noi, adică de la zero, toate. Vorbim nu numai de săli, dar lucrări de arhitectură. Pereții sunt tratați cu un material special, numit ridurit, care nu reține microbii. Instalația de iluminat este LED, scialitic, fără umbră. Când operezi nu trebuie umbră, trebuie să vezi tot. Sălile de operații de specialitate, ortopedia are un anumit tip de masă. Complet am diferit. Filmat, amintesc, neurochirurgia are instalație de navigație. Acum, zilele astea a venit și o să-l prezentăm. Este un robot pentru operații pe coloană. Urmează colegii mei să urmeze curs, să fac chirurgie robotică a coloanei vertebrale. Pentru că sunt foarte buni. Neurochirurgia asta de aici deservește 3 județe. Practic, Dâmbovița, Buzău și Prahova e deja centru regional. La fel cardiologia. Deci sunt zone de elită. Asta a fost a doua etapă din plan. Să creăm centre de elită care să atragă medici. Și iată că atât la neurochirurgie, cât și la cardiologie au venit medici. Sterilizarea este la nivel european? Este ultima generație, Suedia. Cred că e topul ultima topului. Generație pe care o întâlnim și la Berlin și la Paris. O găsiți la Stockholm, o găsiți în Germania, o găsiți în Austria, aceeași instalație. Iar terapia intensivă? Terapia intensivă este făcută pe un proiect exact cum trebuie să fie terapia intensivă europeană, pe norme europene. Pe norme europene. Și când de fapt pacientul intră în sala de operație? Sau americane, pentru că am aparate de anestezie fabricate în Statele Unite. Exact cu ce te adoarme un anestezist la New York, te adoarme și la Ploiești. Asta, o să le vedeți, există. Nu sunt calitatea a doua. Sunt made in USA. Așa se face medicina. Sunt americane, nu sunt... Sunt americane, țin foarte mult, sunt extrem de performante, asigură niște parametri foarte buni, optim, pentru medicul anestezist, astfel încât anestezia să nu rămână cu oarece efecte după. Să te doară capul, sunt echipamente foarte bune. Ce spuneți dumneavoastră, de fapt, spuneți așa, că la Spitalul Județean de Urgență Ploiești avem bloc operator și l-am filmat, cei care vor să vadă pot căuta. Avem blocuri operatorii noi nouțe, 13 săli de operații, avem sterilizarea la nivel european și terapie intensivă, iar top. Singura problemă este că mi-ar mai trebui spațiu, nu pot numi spital, așa că voi face în viitor încă o secție de ATI. Este o licitație în curs, nu e o poveste, nu e un flip chart unde scrie acolo am accesat 200 de milioane de milioane, dar n-am accesat nimic. Nu. Există o hotărâre de guvern, există linia de finanțare prin PNRR, se face licitație. Este în curs de finalizare la maternitate, care a intrat în componența spitalului, ca să sprijinim părinții copii care stau foarte multe ore la rând, înființăm și noi, conform legii, suntem spital de urgență și în foarte scurt timp și clinic, da? O să ajungem și la asta, înființăm secție de pediatrie cu camere de gardă, chirurgie infantilă și chirurgia femeii. Asta e în licitație, pe SEAP, se termină în câteva săptămâni. Dar asta este o știre. Este o știre. Deci la este un proiect împreună cu Consiliul Județean de 40 de milioane de euro. Plus toată maternitatea comunist gândită. Aici era salonul de gravide și peste drum, peste culoare, era toaleta. Femeia era operată de cezarian, trebuia să treacă pârleazul. Nu! Fiecare salon va avea maximum 3 paturi, se recompartimentează tot, toate instalațiile tehnice, apă, termie, se refac. Clădirea este solidă, se reabilitează termic, tot din banii ăștia, și fiecare salon va avea grup sanitar și duș propriu, ca să asigurăm confort și rooming in pentru mămici. Va arăta exact cum arată clinicile private din București. Ca într-o cameră de hotel, de fapt. Va arăta cum trebuie. Va fi exact la standarde europene. Deci cu grup sanitar propriu. Cu tot ce trebuie. Cu maximum 3. Astea sunt doar promisiuni sau se vor întâmpla? Este în licitație. Se termină licitația, încep lucrările. Discutăm de un proiect aprobat. Aprobat și finanțat, adică nu că nu avem bani, avem proiecte și atât. Asta încerc să vă spun. Deci, chirurgia femeie e un lucru important, pentru că astăzi vin fie ginecologii la Nord, fie chirurgii se duc în operații complexe, oncologice. Chirurgia sferei genitale a femeii se duceau la București. Acum să operează la noi, dacă vom avea o secție dedicată de chirurgie oncologică a femeii, eu cred că vom salva multe vieți și oamenii vor fi foarte mulțumiți.
Asta știți foarte bine că se spăleștea. Noi avem o problemă cu spitalul de pediatrie aici în Ploiești și am o întrebare punctuală. Puteți avansa un termen de finalizare? Cât va dura? 2 ani, deci, de zile? Deci, eu pot să vă spun minimul, maximul. Nu, da. Vă dau un termen foarte clar. Deci, secțiile, maternitatea are 3 etaje goale, de acolo le vom... Maternitatea a fost gândită pe 500 de paturi și 250. Toate aceste paturi se transformă în pediatrie, în chirurgie oncologică și o să mai avem o zonă de imagistică, pentru că la femeia gravidă îi face o altă imagistică, nu poți să-i faci radiografie sau tomografie, îi faci eografie 4D, îi faci RMN. Și tot acolo va fi, adică nu mai plimbăm pacienții și exact, doctorii. Exact, și salvările și doctorii. Totul va fi acolo. Plus copii, pentru că așa a fost gândit spitalul ăla. A fost gândit spital mama și copilul. Și atunci, noi avem gardă de neonatologie, dacă vin pediatrii, o să poată să colaboreze. Avem și terapie intensivă, o să o extindem, normal, cu niște, sunt niște sale de terapie intensivă, și un alt bloc operator, care îl facem acolo. Termene. Vă spun așa. Licitația, dacă se termină și nu sunt contestații, practic proiectarea și execuția ar trebui să dureze între 12 și 18 luni. Dacă sunt contestații, mai puneți 2-3 luni curte de apel cu tot. Deci și maxim 20 și execuție. Proiectare și execuție. Deci maxim 2 ani de zile, că sunt pesimist deci, aici nu, la Ploiești. Nu, sunteți pesimist la Ploiești, nu la județean. Poate la primărie sunteți pesimist. Nu, aici, în general, termenele au fost chiar mai scurte decât alea promise. S-a întâmplat vreodată? Da, cred că v-am spus că în 2 ani de zile va fi gata bloc operator. A fost gata într-un an. Chiar și mă aduc aminte, la noastră misiune. Da. A fost gata într-un an. Așa, am zis că ambulatoriu va dura un an jumate. A durat 9 luni. E gata. Vine deci, domnul doctor, în 2 ani de zile, de acum înainte, maxim, haideți să... Va fi funcțională secția. Va exista la maternitatea din Ploiești, acolo Mihai Bravu, o secție de pediatrie. Da. Măricică sau încă nu sunt... Noi ne gândim la vreo 75 de paturi, în două secții, copii mici, copii mari. Cam aia e. Studiul de fezabilitate, asta ne spune, atenție, nu facem studiul, avem. Studiul de fezabilitate, asta la baza că de sarcini. Deci de asta s-a expertizat clădirea. S-a optimizat circuitele ca să respectăm normele sanitare în vigoare, nu alea acum 20 de ani. Pe baza acestui studiu de fezabilitate, că fac și alții studii cu Banca Mondială și rămân studii insertar, s-a putut constitui un caiet de sarcini. Caiet de sarcini care a trecut de ANAP, n-a fost contestat și pe baza lui se depun oferte în zilele astea. Oamenii vor fapte, știți că oamenii, asta procedurile, evident că sunt, trebuie respectat cadrul legal. Deci asta spuneți... mai fapt decât că am banii frumos la Banca Europeană de Investiții, prin PNRR. Da. Da. Sau uite, proiectele se derulează acum. Sunt 6.800.000 de euro pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Noi nu le ascundem sub preș. Noi infecțiile nosocomiale, față de alte spitale, noi le declarăm. Pentru că așa scăpăm de ele. Clepsiela, clostridia... Nu mai există, acum vă întreb. Adică nu mai există. Hai să vă spun ceva. Statele Unite declară 3,54%. Cu niște norme draconice. Noi suntem la 3,54%. Județeanul, da. La ora actuală? Da. De la 8. De la 8. Și vrem să ajungem sub 2. Nu există. Este aproape imposibil. Ar trebui să fie salonul și bolnavul și camera axenică. Practic, mulți dintre noi aceste infecții de spital le avem în formă dormantă în corp. Și atunci când iei un antibiotic, apare o ciupercă, se dezvoltă un coli, care devine patogen. Nu neapărat că luăm ceva de pe perete sau la toaleta de spital. Multe alte infecții aduc aparținătorii. Sau un bolnav care într-un salon de 5-4. Asta e prostia. Și de-aia o să vă vorbesc de alt proiect care va reduce numărul de bolnavi din cameră. Deci, ce facem noi acum? V-am zis 6.800. Da. Izolatoare pentru orice epidemie, orice bolnav contagios. Instalație de tratare a deșeurilor medicale, neutralizare, transformare în deșeuri comunitare, în deșeuri menajere. Da? Și nenumărate aparate de diagnostic acestor infecții, inclusiv un robot, o tehnologie se numește MALDI-TOF, pentru determinarea în 15 minute a infecției bacteriene. Știți că acum o cultură durează 24 de ore, minimum, sau 48 de ore. Deci când faci o antibiogramă din urină, din gât, un copil răcit, un adult, durează într-o zi și două zile, până crește microbul, să-l vezi, să-l identifici la microscop. Acest aparat, această tehnologie franceză, MALDI-TOF, pune diagnosticul prin niște raze laser care balează suprafața microbului în 15 minute. Și atunci medicul curând îți dă antibioticul potrivit într-un sfert de oră. Asta se întâmplă la Ploiești la tot județean. Revenim la maternitate ca și concluzie. În 2 ani de zile maxim, va fi acolo o secție de pediatrie cu 70-75 de paturi pentru copii. Terapie intensivă pentru chirurgia copilului. Da. Terapie intensivă pentru alte saloane,
pentru pacientele cu afecțiuni oncologice ale sferei genitale feminine și compartimentul de chirurgie oncologică a femeii. Și pentru femei gravide, spuneați... Pentru femei gravide, imagistică adaptată la sarcină, adică rezonanță magnetică, ecografie 4D, morfologie și mai departe. Țin minte, cred că la Proiești TV făceam în urmă cu vreo 2 ani de zile, am făcut emisiune cu dumneavoastră și ziceați, domnule Enache, noi facem, încercăm, împreună cu Consiliul Județean, facem echipamente, văd că multe s-au și întâmplat. Și marile investiții. UPU se termină în 31. Se recepționează. La UPU am fost, dragi prieteni, l-am filmat, puteți vedea și imagine. Partea a doua. Așa am văzut la Berlin, vă spun sincer. La sfatul doctorului Oprea, colegul meu, șeful secției chirurgie 2, o să punem și o sală mică de intervenții, unde nu necesită intervenții mari, astfel încât să nu mai aștepte bolnavă internare sus, la etaj, la chirurgie. Dacă e vreo de o mică intervenție, o lovitură, o tăietură, sala de mici intervenții va fi în UPU. Și încercăm să angajăm, să avem niște asistenți specializați. Da, adică nu. Și așa avem fast track. Lumea se va uita de timpul de așteptare. Mulți vor tomografie în 10 minute. Nu. Durează poate 40 de minute, poate o oră și poate. Dar să se ducă la alte spitale, în București, 3 ore, 10 ore pentru o rază. Deci sunteți mulțumit la ora actuală. Nu sunt mulțumit, dar e un progres. Eu sunt mulțumit când toți timpii minimi vor fi respectați. Asta înseamnă că mai trebuie ce spuneați dumneavoastră la capitolul 2. Personal. Asta vreau să vă întreb, că vorbeam urmă cu 2 ani de zile și zic, domnule, noi facem. Marea miză, spuneați atunci, este să aducem personal care să și rămână într-un oraș aflat lângă București, într-un spital care la vremea respectivă nu avea dotările despre care vorbeați. Spuneți-mi, vă rog, medicii, asistentele, cadrele medicale, ați reușit să faceți pași concreți în acest sens, să-i atrageți și pe de altă parte să-i determinați să rămână? Pot să vă spun că am reușit la câteva secții și suntem în curs pentru că am avut o mare problemă. O mare problemă care ne-a cheltuit niște resurse ca să asigurăm un basic de asistență medicală și ne-a împiedicat să ne dezvoltăm. A fost blocarea posturilor de 9 luni de zile. Noi nu am putut scoate la concurs. Ce am făcut? Am acoperit gărzile, nu cu contract de gărzi, că nu vine nimeni, că sunt foarte prost plătite, ci contract de prestări servicii. Am acoperit necesarul de medici radiologi, care este imens. Și de citire, pântele radiologie. Deci astăzi când vorbim, dacă veniți să faceți o radiografie, am medic radiolog, dar tomografia, de exemplu, sau RMN-ul, un medic din București sau din Ploiești, la o firmă privată, îl interpretă, îl trimite în 10 minute. Deci nu mai stai până a doua zi să vină radiolog la servici. Se rezolvă în UPU în timp real sau pe secție în timp real, într-o jumătate de oră. Vorbim de urgențe, accidente vasculare cerebrale. Operații pe creier, operații abdominale. Fiecare secundă, fiecare exact, minute. Unde contează. Ei, ce am mai făcut? Am completat, erau 2 medici oftalmologi, avem 5 care operează toți. Cataracte. Am dotat și oftalmologia cu echipamente de ultima generație, la Boldescu. Și oftalmologia e la... Și oftalmologia. E o veste iar importantă. Da, și acolo există aparatură, așa cum au dorit colegii, exact la standarde. Se operează pe cataractă, se fac tot felul de intervenții și sunt 5 medici. Erau 2. La cardiologie rămăseseră 4 medici. Sunt 7. Din care 4 intervenționiști care pot pune stenturi. Erau 2. Deci s-au dublat, de fapt. Nu exact. Mai avem nevoie. Acum transformăm un post. Sunt medici, 2 medici rezidenți care vor să vină la noi și să rămână aici. Deci vom avea 9 cardiologi. Putem derula un program național de cardiologie intervențională. Putem accesa fonduri de administrație sănătății în condiția asta. Unde avem problema? Așa. Ieri s-a mai angajat un medic anestezist. La ATI e chiar... Da, și mai avem nevoie de încă 5 cel puțin aici și încă 10 în tot spital. Așa că vom scoate într-un apostul la concurs. Avem bani, avem buget. Da. Din păcate, oamenii au fost întâi atrași de spitalele care aveau posturile deblocate, ministerul, spitalele din București. Alții au preferat să aleagă sectorul privat. Alții au plecat în țară. Aici e o problemă națională, unde eu n-am ce să fac decât să sfătuiesc. Sau să forțez, nu știu, sau să mă detonez, nu știu cum să mai zic. Ministerul Sănătății să se trezească din adormire și să găsească niște soluții să nu ne mai plece doctorii. Salariile au crescut acum. Este adevărat, dar e vorba nu numai de salariu. Salariile au crescut la un anumit nivel profesional. Să știți că un medic care debutează, un tânăr specialist, debutează cu 8.000 de lei. Acolo, dacă nu e din localitate, chiriile sunt imense, transportul imens, nu rămâne cu mare lucru. Reușit. Cum reușiți să-i convinge să rămână la plus? Le asigurăm cazare la cei care doresc. Și echipamente, punctul 1. Să lucreze în primul pe rând, de ultima. Mulți au venit, că au zis, dom'le, așa terapie dotată, n-am văzut nici la Bagdasar sau la Floresca.
Colegi de-ai mei anesteziști tineri. Așa bine stă terapie? Da, nu numai la dotare, și la medicamente. Noi reușim pe programul de critici să avem medicamente tot timpul. Față de alte stărnicioase care nu au. Folosesc medicamente care salvează vieți, substanțele minunate care anesteziștii reușesc să repornească o inimă sau să țină în viață un om care era să moară. Deci n-ați avut probleme cu pe zona asta de medicamente? Am avut sincope pentru că și în România se întâmplă să dispară câte un medicament după piață. Dar astea sunt probleme naționale, care v-am spus, cineva trebuie să le rezolve pentru numele Dumnezeu. Să nu rămânem fără chestii de bază. Nu era algocalmin, nu găseai algocalmin în România. Nu găseai furosemidă în România. Aveam un stoc, pentru că și acum am importat în alte țări și avem un stoc suficient, dar sunt sincope mari. Mai e o problemă cu banii. Casa de asigurări, niște luni de zile, a plătit 70%. Păi spitalul ăsta se închide. Spitalul ăsta derulează 400 și ceva de milioane de lei pe an. Și sumele astea sunt jumătate de miliard. Nu poți să-l oprești. Corect, revenim la personal. Foarte prost stăm la capitolul asistente medicale, pentru că ni s-au deblocat doar 25% din posturi. Nu s-au deblocat toate necesare. Doar atâta a gândit guvernul, că e nevoie la stare de urgență. Și la infirmiere? Tot așa. Infirmiere și asistente, 25% din posturi. Necesare. Nu dăm posturi pe hârtie. Eu n-am posturi pe hârtie. Eu am un normativ. Eu trebuie să am atâtea asistente la atâtea paturi, atâtea infirmiere la atâtea saloane, atâția medici la o secție. Și nu se respectă normativul din vina celor de la ministerele și guvernul României, care strânge robinetul la sănătate, în loc să strângă la alți funcționari care stau degeaba în ministere. Ați fost tare bucuros, am și vorbit atunci cu dumneavoastră când s-a înființat aici la Ploiești secția de medicină Carol Davila. Este secția exterioară, da. FMAM, Facultatea de Științe. Este o mare realizare. Cursurile merg deja anul întâi termină. De ce erați așa bucuros atunci? Păi să vă spun de ce. Odată pentru prestigiul orașului și al spitalului. A doua, etapa a doua, și asta se va întâmpla prin grija domnului rector Jinga și a domnului profesor Strâmbu, decanul facultății, să depunem dosarul la minister, după alegeri, că probabil nu mi-a ocupat acum, pentru ca acest spital să nu mai fie spitalul de urgență Dr. Andreoiu, spitalul clinic de urgență. Ce înseamnă asta? Într-un spital clinic există cadre didactice. Începem cu două secții și până la sfârșitul anului probabil cu vreo patru secții clinice. Înseamnă că aici vor veni cadre didactice, medici, cu grad de predare, șef de lucrări sau conferențiari, colegii mei care au doctorat vor fi cadre didactice ce care vor dori și vom putea pregăti rezidenți și asistenți și rezidenți. Asta înseamnă că ne mărim ca populație medicală. Asta înseamnă că și integrarea clinică, integrarea în niște ani de zile, pentru că da, aracii sunt niște nume draconice. După 3 ani de zile ți se dă o anumită acreditare. Da, vrei și devine un oraș devine, academic din vreme medicală. Exact. Adică am o colaborare excelentă cu Universitatea Petrol și Gaze. Folosim baza materială a Universității de Petrol și Gaze, amfiteatre, laboratoare și baza clinică a spitalului. Se fac cursuri, e sală de curs la maternitate, am săli de simulare pentru asistente cu toate aparatele medicale, cu saloane făcute pentru a învăța, plus practica care se face la patul bolnavului. Deci asta se întâmplă azi la Ploiești. Te se întâmplă. Se întâmplă. Nu s-a întâmplat. Sau se va întâmpla. Condițiile hoteliere. Că după ce te operează în sala nouă, cu echipamentele noi, o să vă rog să veniți un pic mai da, așa. Vreau să vă spun că exista o zonă foarte urâtă în zona COVID, cu niște faianță căzută pe jos și undeva. S-au renovat toate zonele, inclusiv dializa. Bolnavii care vin la dializă, și o să filmăm, au niște condiții ca la privat. Vă arăt la fața locului. La fel, sunt zone, singura chestie că nu are spitalul ăsta, nu are rezerve suficiente, are rezerve puține. Sunt saloane de 5 paturi, dar o să vedeți, au televizor, au aer condiționat, au saltele și paturi noi, că știu ce am cumpărat, au duș în salon, nu pe hol, și sunt condiții de curățenie bune. Ce o să devină foarte bune. Pentru punctul 3, condiții hoteliere până la ora actuală. Și ce n-am reușit? N-am reușit să dau drumul încă, dar este în licitație, renovarea unei zone mai triste. Fosta clădire a maternității, maternitatea veche, Buna Vestire. Acolo e un proiect de 5,8 milioane euro, aprobat. Banii sunt la Ministerul Dezvoltării, toată clădirea se reabilitează, da? Antiseismic. Știm cu toții, se anvelopează, da, se anvelopează și se dotează.
Și acolo va funcționa ca și până acum gastroenterologia, dermatologia și hematologia, în condiții vest-europene. Licitația este în curs, se va termina până la sfârșitul anului, iar probabil toamnă, dacă nu e foarte frig și foarte târziu în noiembrie, sau primăvară, se lucrează. Asta va crea o problemă într-o primătate, să vorbim cu alte spitale, să începem să mutăm secții, pentru că vreo 4 luni, 6 luni, se va ajunge la schelet, se va face consolidare, după care se fac alți pereți. Alte instalații, tot. Totul este pe fonduri europene. Tot. Deci nu împrumuturi, nu... Nu, fonduri europene, nerambursabili. Ministerul Dezvoltării. Așa, da, eu tot timpul aplaud. Când spus, aici europene. Am 6 milioane. Aici și la alte locații. Combaterea infecțiilor nosocomiale. Intervenția 6.1, cred să nu greșesc. 6 milioane PNRR nerambursabile prin Ministerul Sănătății. Bună vestire prin Ministerul Dezvoltării. După cum vedeți, am câte un proiect pentru fiecare locație. Domnule doctor, ultima întrebare. Și vă rog să fiți extrem de critic. Noastră cunoașteți cel mai bine. Vă apuc critic, ci realist. La ora actuală, dacă un cetățean de la Urlaț, sau de la, din Ploiești Vest, sau Ploiești Nord, sau Ploiești Maloroșu, sau Ploiești Sud, sau Băicoi, sau Azuga, sau Mizil, are o problemă și vrea să vină la spitalul județean. A avut la un moment dat o imagine, mulți spun, domne, nu era chiar așa, mulți spun, domne, e bine că presa a semnalat și eu am făcut parte din acea presă, a semnalat problemele, că uite că se întâmplă doar, e adevărat, doar de 3 ani de zile. Dar cum ați caracteriza, în loc de concluzie, ceea ce se întâmplă la spitalul județean? Fiindcă vorbeam și despre perspective. Nu spuneați într-o emisiune, domnule Nache, nu mai putem să stăm cu 70 de spitale, cu ambulanțe, cu secții exterioare, deci, cu... vrem să mutăm totul aici. O să mă mai fac o surpriză. Este încă un proiect, tot fezabil și aprobat, care se referă la mutarea unor secții exterioare aici. Vor rămâne doar 3 în ultimă instanță. Fosta maternitate, cu secția de care v-am vorbit, secția Nord și Buna Vestire. Și Oborul. Pentru că și acolo inovăm și reparăm. Oborul unde e TBC-ul, acolo trebuie să rămâne izolat. Boli infecțioase, Movila. Și Boldescu vor veni aici. Unde vedeți pomii ăștia acolo, da. Aici există teren al Consiliului Județean, există un studiu de fezabilitate foarte bun și se lucrează cât de sarcini. Dăm drumul la licitație luna viitoare. Și Movila și Boldescu se mută aici. Se mută aici. Iar locațiile acelea... În loc de 6 sedii, rămân 3. Da. Locațiile alea le cedăm Consiliul Județean, care ne-a spus că le va vinde pe piața liberă și o să dea bani la spital. Pentru investiții. Simplu. Nu mai ai să faci credit de 100 de ani. Și asta peste 10 ani se va întâmpla? Nu, asta se va întâmpla în toamna asta. Pentru că SF-ul e gata, se lucrează la care de sarce. Consultanții Consiliul Județean. Cam asta e. Ce notă acordați, domnule doctor, domnule manager? Nu, să-mi acorde pacienții notă. Care sunt reacțiile? Haideți să vă spun. Feedback-ul este următorul. După ce s-a întâmplat cu echipamentele? Vă spun o șmecherie. Ca să nu îmi băt eu cu apă rece, eu am multe defecte, dar o mare calitate a mea e că mi-e greu să vorbesc eu despre mine. Eu zic că e calitate. Alții zic, băi, ești în politică, e defect. Mi-e foarte greu. Și atunci las să vorbească niște cifre. Care sunt cifrele astea? Eu dau SMS anonim. Răspunsul e tot anonim, la 10% din pacienții care pleacă din spital. Și credeți-mă, se externează 60.000 de oameni pe an. Deci un 6.000 avem... Din care 45.000 sunt ploieșteni. Restul din județ sau alte județe. Deci 6.000 de feedback-uri... 6.000 de feedback-uri, 600 de feedback-uri pe lună. Da. Aceste cifre sunt discutate cu un sociolog și se iau statistic de pe toate secțiile, la toate grupele de vârstă. Deci nu îi tușăm numai pe aia de 80 de ani sau pe cei de 20 de ani. Statistic. Se face o împărțire statistică și un program în colaborare cu Ministerul Sănătății care face, se numește Satisfaction. Un program de satisfaction. Good Satisfaction. Bun. Și acolo luăm în calcul. Condiții hoteliere, atitudinea medicilor, asistenților. Eu ce văd? Cifrele spun așa. Și vorbesc de mine, de echipa mea și de activitatea noastră managerială. Nu discutăm de calitatea actului medical. Aia e treaba colegiului medic. Aici nu sunt doctor. Aici sunt analist. Și analizez așa. Cum era în 2021, 2022, 2023, 2024? Curba este așa. Vă pot arăta cifrele, există baza de date, pot să faceți oricine. Ministerul Sănătății e martor. Și la Ministerul Sănătății. Și alte structuri de management al calității. Se îmbunătățește constant. Am plecat de la 20% nemulțumiți de condiții hoteliere, am ajuns la 8%.
Este exact cum fac hotelierii. Aia fac. N-am inventat ceva pe cald. Hotelierii și Horeca. Este același tip de sondaj pe aceeași stratificare. Asta e singura soluție în managementul calității ca să ajungi la progres. Nu să îl întreb pe om. Omul se ferește, mai vin la doctor. Da, domnule, poate stare. Știe, mai ei, am nevoie de doctor. Eu da? Ce vreau să implementez anul ăsta? Vreau să implementez un astfel de sistem, tot prin SMS, anonim, pentru calitatea actului medical. Nu a atitudinii, nu a empatiei. Deci, la o lună după ieșirea în spital, cum se simte bolnav? Asta spune că a fost un act medical corect. Operație, bolnavul e bine. Tratamentul, da? Bolnavul e bine, a trecut boala. S-a operat, se simte bine, se recuperează. N-are sechele, n-are complicații. Despre asta vorbim. Astea sunt două elemente cheie ale managementului calității serviciului medical. Și asta se pot aplica la o primărie, la un consiliu județean, la o firmă privată, tot alea sunt. Este, pe mine mă bucură faptul că dumneavoastră sunteți preocupați și de satisfacția, de feedback, de ceea ce spun oamenii. Apropo de echipamente, de nu și echipamentele, nu m-am trezit dimineața, eventual după seara grea să zic, cumpărăm. Nu, sunt medicii din spital și cei de la statistică care mi-au dat date de patologie, adresabilitate, că dacă nu aveam cardiologi sau nu erau bolnavi de inimă, nu cumpăram angiograf. Poate aveam bolnav de rinichi, cumpăram apără de dializă. Da? Deci am luat acolo unde adresabilitatea era mare, astfel încât aparatul din servicii să-și amortizeze. Că vine curtea de conturi și te întreabă, domnul manager, pe ce cu cheltuială nejustificată? Deci nu ne jucăm. Facem ce și colegii mei participă la întocmirea documentației. Nu le fac eu pe birou cu o secretară, nu. Sau la un calculator cu nașa. Le fac colegii mei din secții, specialiștii. Și ce și-au dorit, aia le-am luat. Este foarte bine că urmăriți feedback-ul, este foarte bine că și pe de altă parte, că s-au vizitat echipamente, și pe de altă parte este foarte bine că există un proiect. Eu vă spun ca și pacient, potențial pacient, ca și prahovean, ca și om care a urmărit spitalul județean și a urmărit în general sistemul de sănătate. Faptul că la județean aici mutați Movila și Boldescu, faptul că s-au luat echipamente de multe, multe milioane de euro și că noi beneficiem de ele, că exact. Nu mai suntem nevoiți, că cel mai bun doctor era drumul, era trenul să de. Ei, uite, acum vin din alte județe, am avut bolnav din București, operați de coloană la Ploiești. Surpriză, da? E o realitate, domnule. Și faptul că s-a făcut aici așa universitate, eu cred că există premise. Și pe de altă parte, dragi prieteni, cei care ați interacționat cu Spitalul Județean, cred că ați văzut, eu nu am văzut tupul. Da. Eu vă propun ceva. Dacă mai aveți disponibilitate, da. Următoarea emisiune, să vă aleg eu trei zone care nu o să credeți că suntem în Ploiești la județean. Nu vă spun mai mult. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trei zone. Ține, știți de ce? Că sănătatea este ceva care ne interesează pe toți. Toți. Sănătatea și sănătatea, pe de altă parte, este un criteriu apropo de calitatea vieții. Da. Să măsurăm în barometru calitatea pe sănătatea. Toți oamenii zic să avem un sistem de sănătate eficient. Să avem un spital cu dotare, cu medici, cu condiții hoteliere foarte bune. Vă mulțumesc, domnule doctor, a fost o plăcere ca de obicei, extrem de direct ca de obicei și pe de altă parte vă doresc, nu știu să vă doresc succes, să urez spitalului și succes ca să facă sub controlarea dumneavoastră așa, nu știu de unde, și continuare la spitalul. Nu e nicio problemă, eu am constituit o echipă aici, lucrurile merg când ești un, spunea un prieten, nu vorbesc de mine, un prieten, bă, știi când devii un manager bun? Când în loc să stai 14 ore, stai o oră și lucrurile merg la fel. Da. De acolo tindem, existând echipa și delegând, nu trebuie să te bagi în bârfe, nu trebuie să ameninți funcționarii, nu trebuie să țipi, să urli, nu trebuie să fugi, știu la ce cârciumă mai bravă sau mai nebravă, să bei, să faci. Dom'le, fă-ți echipa, delegă-le sarcini, învață-i să ia decizii. Ăsta e management. Restul e taylorism. Nu știu, ce zicuți. Vă mulțumesc, domnule doctor. Vă doresc succes. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși.